În contextul în care scumpirile au dat năvală peste români, comercianții locali trebuie susținuți. Astfel, secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, demarează o campanie menită să vină în sprijinul micilor întreprinzători locali. România trece prin vremuri grele, iar toate categoriile sociale au fost afectate, în special micii producători locali. În aceste vremuri tulburi, este important să sprijinim producătorii autohtoni, pentru că ei ne pot salva de la o mare criză alimentară. Tinerii socialdemocrații din județul nostru vin în sprijinul întreprinzătorilor locali. Astfel, secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, demarează o campanie prin care dorește să îi sprijine pe aceștia, deoarece micii producători sunt coloana vertebrală a economiei românești, iar acum este momentul să ne ajutăm reciproc, fiind timpul să ne arătăm empatia, să ne oferim suportul și să creăm relații mai autentice, mai puternice și mai stabile. Cât costă, doamnă, toate aceste produse? 50. 50 de lei? Da. Ok. Uitați banii, da, nu? Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Asta trebuie să facem fiecare dintre noi. Trebuie să cumpărăm produse autohtone, trebuie să susținem românii, trebuie să dezvoltăm România. Doar împreună putem să facem asta. În perioada următoare, toți cei din țara asta ar trebui să aprecieze mai mult, să cumpere mai mult, să susțină mai mult producătorii locali, autohtoni și tot ce înseamnă românesc. Tineretul social-democrat din Mehedinți susține micii întreprinzători printr-o campanie menită să le ofere suport moral și financiar. Dacă aceștia sunt acolo, gata să răspundă nevoilor tale, tu de ce nu ai fi acolo pentru ei acum? Haideți cu toții să-i ajutăm și să-i sprijinim, pentru că doar împreună putem merge înainte. De ce să cumpărăm din supermarketuri când putem să-i susținem pe producătorii noștri locali din Mehedinți, iar fructele și legumele sunt mult mai gustoase și, în primul rând, naturale? Alege să te alături și tu campaniei și să-i sprijinim pe producătorii locali, aceștia să existe în continuare și să producă, să înlocuiască hrana din import cu produse autohtone, gustoase, să contribuie la păstrarea meșteșugurilor și tradițiilor strămoșești și să îndemne la petrecerea cu familia o zi pe săptămână la țară, renunțând la aglomerația urbană.